suntem foarte puțini ca personal, trebuie și mașini venite pentru că să ajungi la 4.500 de solicitări. Anul trecut, deci acum noi avem în jur la aproape 4.800 de solicitări în 18 zile. E un pic haios, dar dacă vă spun că au fost colege de-ale mele la solicitări de gen, alo, mă doare în fund. Ce faci cu 5 mașini, 6 mașini pe tură, 2 îți pleacă la București, una la Cuca, la graniță cu Vâlcea, rămân 2. Practic spuneți că de la începutul acestui an ați avut 4.700 de cazuri. De cazuri, pe județ. Pe județ. Da. Este un număr enorm. Record. Record. Anul trecut am avut aproape 80.000 pe an. 80.000. Și acum dacă Doamne ferește... Pe județul Argeș. Pe județul Argeș. Și dacă Doamne ferește să va merge în ritmul ăsta, Doamne ferește să meargă în riftul ăsta, nu o să facem față, o să clacăm. Dar care sunt principalele solicitări? Exact. Pentru de toate. Ce? De toate pentru toți. Se cheamă ambulanța, știți cum? Cum v-a spune dumneavoastră, domnișoară, mergeți să bem un suc? Așa se cheamă ambulanța. Și să vedeți cum. Oamenii solicită ambulanța și spun, dar de ce ați chemat ambulanța și astea? Păi știți că cu dumneavoastră ne băgați în față. Este teroare, este dezastru. Lucrăm în foarte puține mașini, lumea este foarte nervoasă. Mă rog, personal am luat cafteală cu telefon în cap, niște chestii de n-am mai importanță.